Bună ziua, dragi copii, și bine ați venit la ora de matematică. Ora de matematică, dar și ora de lucru manual, pentru că astăzi vom confecționa împreună un ceas. Puteți să printați acest format de ceas din documentul pus în descrierea acestui film. Vă recomand să-l printați pe un carton nu prea gros, deoarece în acest fel ceasul va sta puțin țeapăn. Pentru acest proiect aveți nevoie de acest ceas, un foarfece și niște pionieze speciale. Iată, aceste pionieze au într-un capăt două piciorușe care se desfac. Vom introduce pionieza prin cele două ace ale ceasului și prin mijloc și ea ne va ajuta să rotim acele ceasului ca să arătăm ora. Desigur, dacă vreți să decorați ceasul, să desenați pe el forme, puteți să folosiți creioane colorate. Mai întâi, printați, așa cum am zis, acest ceas și să colorăm cele două ace, cele două limbi. Limba mai mică este pentru ore și o voi colora cu roșu. Limba mai mare este pentru minute. Și o voi colora cu albastru. La sfârșit, după ce vom avea ceasul confecționat, gata, ne vom gândi cum reprezentăm, cum arătăm aceste ore. Cât este ora 9? Cum arătăm cât este ora 15 și un sfert? Sau ora 14 și 30 de minute? Sau 14 și jumătate? Nu e problema dacă nu știți încă să citiți ceasul. Veți învăța ușor, ușor. Nu e greu. Aveți nevoie de exercițiu. Bun, am colorat cele două ace. Acum le voi decupa. Să nu le tai. Ea trebuie să rămână întregi. Pe aici, pe la colțuri mai ales. Ca să poată sta fix pe ceas. Iată și acul pentru ore. El este mai scurt decât cel pentru minute. Există ceasuri care au și un al treilea ac pentru secunde. Dar noi nu îl vom confecționa astăzi și pe acela. Și acum ceasul mare. Mergem roată, ușor, nu ne grăbim. Imediat ajungem la final. Iată. Am terminat. Acum vom atașa cele două ace. Acul albastru va veni dedesubt, acul roșu va veni deasupra. Și așa cum am spus, le vom prinde aici la mijloc cu această pionieză. Mai întâi introduc pionieza în acul roșu, apoi în cel albastru, ușor. Încerc să le aliniez, să nu fie așa, nici așa. Să fie cap la cap. Iată. Și acum în centru, aici unde este bulina aceasta neagră. Întorc și desfac piciorușele pioniezei. Așa. Iată ceasul nostru. Acum putem mișca acele ca să arătăm ora. Ce oră este aici? Una mai ușoară, mai bine.
ora 12 și jumătate. Dacă acele se suprapun, ne arată ora fixă. Este ora 12. Dacă acul albastru se rotește, înseamnă că el ne arată minutele. Acul roșu rămâne fix la oră, acul albastru se rotește ca să ne arate minutele. Bun, să vedem, oare știți voi cum reprezentăm minutele? Minutele sunt așezate, iată, ele sunt marcate aici, de la numărul 12 până la 1. De aici până aici avem 5 minute. De la 1 aici până aici avem 5 minute. Dar de aici până aici avem 5 plus 5, 10 minute. Să vedem. Dacă este ora 9, când acul albastru se va muta aici în dreptul lui 1, vom avea ora 9 și 5. Și 5 minute. A fost ora 9 fix, dar au trecut 5 minute. Acul albastru s-a mutat ușor, ușor. Și dacă este aici, este ora 9 și 5 minute. Acul albastru se mută ușor și dacă este aici, este ora 9 și 10 minute. Dacă acul albastru va ajunge aici, în dreptul lui 3, va fi ora 9 și 15 minute. Exact, poate v-ați dat seama. Numărăm din 5 în 5. Spațiul acesta de aici reprezintă câte 5 minute. Ei, ei, ei. Uite, îl colorez cu culori diferite ca să vă dați seama că de la un număr la altul avem minute diferite. Câte 5 minute. Și numărăm din 5 în 5 porțiunile acestea de ceas. Putem să colorăm așa până la sfârșit, mă voi opri însă aici. Deci, acum este ora 9 și 15 minute sau 9 și un sfert, deoarece bucata aceasta de cerc este un sfert de cerc. Dacă acul albastru se mută aici, avem ora 9:20. Pentru că aici avem 20 de minute. 5, 10, 15, 20. Dacă acul albastru este aici în dreptul lui 5, el ne arată minutele, da? Este ora 9 și 25 de minute. Iar dacă este aici, este ora 9 și 30 de minute sau ora 9 și jumătate. De ce și jumătate? Deoarece partea aceasta de aici reprezintă jumătate de cerc. Și tot așa, acul se mută până când va deveni, ora va deveni ora 10. Și o luăm de la capăt. 10 și 5, 10 și 10 minute, 10 și 15 minute, 10 și 20 de minute, 10 și 25 de minute. Să exersăm. Reprezentați pe ceasul vostru ora 9. Cum așezăm acele? Acul roșu stă către 9, acul albastru la fix. 0000 ne arată minutele. Să vedem ora 15 și 15. Când ne referim la orele de după masă, le spunem 15. Ora 13, 14, 15, ora 16. Dacă ne referim la orele de noapte, ora 1 noaptea, ora 2 noaptea, ora 3 noaptea. 15 și 15 este ora 3 și 15 minute. Aici avem 15 minute, da? 5, 10, 15. Ora 14, 30. Ora 14 înseamnă ora 2 după amiaza, 30 de minute avem aici. Iată o provocare. Ora 7 și 5 minute. Cum o reprezentați? Unde va sta acul roșu?
Unde va sta cel albastru? Așezați-le. Acesta ne arată ora, acesta albastru minutele. Ora 7 și 5 minute. Dar ora 7 și 10. 7 și 10 minute. Așezați și voi acele. Dar ora 10:30. 10 și 30 de minute. Ora 10 și 30 de minute. Ora 10 jumătate. Copii, sper că ați înțeles cum se citește ceasul. Exersați mereu ca să îl puteți învăța și să vă fie ușor atunci când vă întreabă cineva cât este ceasul, voi să știți să ziceți rapid ora exactă. Până data viitoare, rămâneți cu bine!